La mijlocul săptămânii trecute a pornit la drum noua ediție de campionat republican A și B, competiție la startul căreia s-au aliniat și cele două echipe de juniori ale clubului sportiv școlar din cadrul Colegiului Național din Nicu Golescu. Din păcate, area de selecție a jucătorilor la această vârstă este foarte restrânsă în câmpul lung, iar cei doi antrenori, profesorii Cristi Crețu și respectiv Ovidiu Tică, par neputincioși în fața adversarilor întâlniți până în acest moment. La juniori A, copii născuți între anii 1998-1999, bilanțul jocurilor de până acum este unul sub așteptări. Echipa pregătită de profesorul Cristi Crețu reușind o singură victorie 2-1 pe teren propriu în fața celor de la LPS Pitești, golurile mușelenilor purtând semnătura lui Marian Cioacă. În celelalte două confruntări, juniorii A au pierdut 0-1 confruntarea cu CSS Brașovia pe propriul teren și 0-6 cu Celta Colțea Brașov. Cealaltă echipă înscrisă în campionatul de juniori republicani, pregătită de profesorul Ovidiu Tică, are un parcurs mai dezastruos. Juniorii B nu au reușit să adune niciun punct din cele trei jocuri disputate. Au pierdut în debut de sezon 2-3 întâlnirea de pe teren propriu în fața celor de la CSS Brașovia, de asemenea au trebuit să se încline în fața echipei Celta Colțea Brașov, 1-5 pentru ca în ultimul joc disputat pe municipal să piardă 0-1 în fața echipei LPS Pitești. Următoarele jocuri pentru mușeleni se vor derula sâmbătă la Pitești, acolo unde vor da piept cu echipele similare ale SCM-ului. Da, ele!